Ce sunt progresiile geometrice și la ce se folosesc? Pentru a răspunde la această întrebare, vom porni de la un exemplu concret, mult utilizata agrafă de birou. Să presupunem că ești un antreprenor care produce agrafe de birou. Progresia geometrică te poate ajuta la planificarea producției pe un anumit interval de timp, în cazul nostru, o lună de zile. Așadar, un robot industrial este programat să producă în fiecare zi un număr de agrafe de birou egal cu triplul numărului de agrafe produse în ziua precedentă. Într-o lună sunt 20 de zile în care robotul efectuează agrafe conform cu programarea. Dacă în prima zi robotul a produs 5 agrafe de birou, putem afla, folosindu-ne de progresia geometrică, câte piese a produs în a 10-a zi. Dar care este numărul de agrafe produs în total în luna respectivă? Haideți să aflăm cum poți utiliza progresia geometrică pentru afacerea ta. Notăm cu B1 numărul de agrafe produs în prima zi, B2 numărul de agrafe produse în cea de-a doua zi și așa mai departe. B1 egal cu 5, B2 egal 3 ori 5 egal 15, unde 15 egal B1 ori Q, iar Q egal cu 3 și reprezintă rația progresiei. Continuând progresia, vom avea B3 egal 15 ori 3 egal 5 ori 3 la puterea a doua, B10 egal B1 ori Q la puterea a noua egal 5 ori 3 la puterea a noua și așa mai departe. Numărul total de agrafe de birou produse până în a n-a zi este dat de formula. Sn egal B1 ori Q la puterea n-1 supra Q-1, unde Q diferit de 1. Pentru n egal 20, adică numărul de zile pentru care robotul a fost programat să producă agrafe, obține S20 egal 5 ori 3 la puterea 20-1 supra 3-1, egal 5 ori 3.486.784.401-1 supra 3-1, egal 5 ori 3.486.784.400 supra 2, egal 5 ori 1.743.392.200, egal 8.716.961.000 număr ce reprezintă totalul agrafelor de birou realizate în cele 20 de zile. Un șir BN, unde N mai mare sau egal cu 1, este o progresie geometrică dacă orice termen, începând cu al doilea, este egal cu precedentul, înmulțind cu o constantă reală nenulă numită rația progresiei. BK plus 1 egal BK ori Q. Dacă dăm valorul lui K de la 1 la N și înmulțim membru cu membru, obținem B2 egal B1 ori Q, B3 egal B2 ori Q și așa mai departe, BN egal BN-1 ori Q, rezultă BN egal B1 ori Q la puterea N-1, ce reprezintă formula termenului general al unei progresii geometrice. Cu această formulă poți afla numărul de agrafe de birou produse în orice zi a lunii dacă știi cât a produs în prima zi, primul termen al progresiei, și rația, modul de programare. Un șir BN, unde N mai mare sau egal cu 1 neconstant, este o progresie geometrică dacă și numai dacă suma Sn egal B1 plus B2 plus puncte puncte plus BN a primilor N termeni este dată de relația Sn egal B1 ori 1 minus Q la puterea N supra 1 minus Q, unde Q diferit de 1 și 0. Sn egal B1 plus B2 plus B3 plus puncte puncte plus BN rezultă QSn egal QB1 plus QB2 plus QB3 plus puncte puncte plus QBN rezultă Sn 1 minus Q egal B1 minus BN plus 1 rezultă Sn egal B1 ori 1 minus Q la puterea N supra 1 minus Q, unde Q diferit de 1 și 0. Reciproc avem BN plus 1 egal SN plus 1 minus Sn egal B1 ori 1 minus Q la puterea N plus 1 supra 1 minus Q minus B1 ori 1 minus Q la puterea N supra 1 minus Q egal B1 ori Q la puterea N, unde Q diferit de 1. Cu această formulă poți afla numărul total de agrafe de birou produse începând cu prima zi până în orice zi a lunii, inclusiv ultima.
Dacă ți-a plăcut, te așteptăm și data viitoare cu noțiuni noi din matematică, utile și în viața reală. Și nu uita să împărtășești cu colegii tăi și profesorii. Roar!